Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Și botezul se săvârșește numele Sfintei Trăimi. El se săvârșește numele Sfintei Trăimi, pentru că și la botezul Domnului s-a arătat Sfânta Trăimi, după cum se spune în proparul sărbătorii de astăzi, în Iordan, botezându-te cu Doamne, închinarea sau adorarea Trăimii s-a arătat, cu glasul Părintelui a mărturisit ție, fiind iubit pe tine numindu-te, iar Duhul de mic de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Această legătură între botezul Mântuitorului Iisus Hristos ca fază a botezului creștin și botezul nostru ca împărtășire a harului plăsit de trăit celor care sunt botezați, este cel mai bine subliniată în cântările și rugăciunile din ziua praticului botezului Domnului. Sfințirea mare a apei, sau a gheasma mare, deci este o amintire vizuală, o actualizare, o aducere în contemporaneitate a botezului Domnului, la care sunt făcuți părtași toți cei botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după ce au mărturisit dreapta credință că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, unul din Sfânta Trăimii, care s-a făcut om în iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Deci, bucuria este mare, botezul Domnului și amintirea botezului nostru. Unii au fost botezați adulți, dar cei mai mulți au fost botezați când erau copii și nu-și mai amintesc. Iată însă acum, în fiecare an, la botezul Domnului, ne amintim și noi de botezul nostru al fiecăruia dintre noi. Este o zi de mare binecuvântare. Iar aghiasma mare, sau apa sfințită, cu sfințirea mare, este deosebit de prețioasă. Ea nu se sfințește ca apa care se folosește atunci când se sfințesc casele la sfârșitare, numită aghiasma mică. Și prin rugăciuni mai mult, de două ori câte trei a fost invocată pogorârea sau pogorârea Duhului Sfânt ca să sfințească apa aceasta, să-i dăruiască ei puterea Iordanului. Iar a treia oară a fost sfințită cu Sfânta Cruce, care împreună cu Busuiocul au intrat în apa aceasta ca să arate desăvârșirea Sfințirii ei. Cu această apă sfințită acum ați fost sfințit și dumneavoastră prin stropire cu apă sfințită cu aceasta mare către noi acherente și către preoți. Slujba Sfințirii mari a apei ne arată bogăția darurilor care se revarsă de la Dumnezeu în această apă și prin această apă, ca apă sfințitoare. În primul rând, dintr-o rugăciune citită în taină, de către Aitereu sau Preu, se spune că Hristos Domnul s-a făcut om și s-a botezat în Iordan, sfințind firea apelor. Deci firea apelor se sfințește astăzi, ca oarecând apa Iordanului. Și se arată ce înseamnă această sfințire a apelor, sau care este scopul sfințirii firii apelor, adică natura însă a apelor. Ca să
ca să ne întorci la libertatea cea din tâi. Deci se sfințește firea apelor ca prin apa botezului să ne facă nouă tare spre nașterea de-a doua, adică nașterea duhovnicească. Deci nimeni din cei care s-au născut după trup de femeie nu poate intra în Împărăția Dumnezeu dacă nu se naște a doua oară din apă și din Duh, adică din botez, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Lui Nicodim, care a venit tainic la el. Deci nașterea asta de-a doua după trupul se face din apă și din Duh Sfânt. În numele Preasfintei Trăimii, după ce am atunzit dreapta credință cu Iisus Hristos, Sfânta Trăimii. Această naștere din nou, ne spune rugăciunea respectivă, ne readuce pe noi la libertatea cea din tâi. Ce înseamnă asta? Libertatea dinaintea căderii omului. Când omul era foarte familiar cu Dumnezeu, căci spune în Sfânta Scriptură, Adam se plimba în răboarea serii cu Dumnezeu, în grădina Edenului sau a Raiului. Era o familiaritate, o intimitate între Dumnezeu și om. Dar după căderea păcatului, neascultare și înfrânarea omului de Dumnezeu, toate s-au schimbat. Deci, prin botez, noi recăpătăm libertatea cea din tâi. Și mai mult căpătăm înfierea în Dumnezeu Fiul prin lucrarea Duhului Sfânt. De asemenea, se mai arată în slujba care s-a sfârșit acum cât de binefacere, principal de binefacere ale apei simțite astăzi, ale acelea primar. În primul rând se spune că ea se dăruiește spre curățirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre alungarea puterilor celor potrivnici, spre sănătate și spre îndreptare către Împărăția Cerurilor. Îndreptare spre Împărăția Cerurilor. Împărăția Cerurilor înseamnă viață veșnică. Și noi luăm această apă sfințită, gheața mare, sfințită astăzi, timp de 8 zile. Începând cu astăzi, pentru că 8 este cifra care simbolizează veșnicia. Și matematică, un 8 orizontal, înseamnă infinit. Deci, botezul se deschide porțile vieții veșnice. De aceea, apa aceasta, agapa mare, se deschide tine, spre rodirea darurilor primite de la botez și spre orientarea noastră permanentă pentru a ne sfârși să dobândim Împărăția Cerului. Iar aduce multă bucurie în casă, aceasta mare se păstrează într-un loc curat, fiindcă ea în aceste 8 zile și cu delegarea sa duhovnică când suntem opriți de la Sfânta Împărtășanie. Se ia și cazul de boală grea, dar în special se ia cu binecuvântare. Este o apă plină de daruri duhovnicești. O mulțime de oameni primesc o bucurie și o pace interioară când pusă din apa aceasta. Cu ea s-au sfințit fastele în zilele precedente, pentru că și ele a fost făcută sfințirea mare a apei și s-au sfințit casele și credincioșii
reamintindu-ne botezul nostru. Firea apelor înseamnă simțirea naturii vreme. Când Hristos Domnul s-a zămislit și s-a născut din pântecele fecioare, a sfințit natura umană. Când s-a născut în peștera din Betleem și s-a culcat în ieslea din peștera, a sfințit pământul. Iar acum, la botezul din Iordan, sfințește firea apelor și aerul deasupra apelor. Vedem cum Hristos Domnul dorește să ne sfințească nu numai sufletele, ci și toată natura înconjurătoare, toată creația lui Dumnezeu, ca să ne amintim că și pământul și apa și aerul, toate sunt daruri al lui Dumnezeu pentru noi, nu le-am făcut noi, noi le-am găsit, făcut de gata. Prin acestea se arată iubirea milostivă a Dumnezeu pentru noi, care ne îndeamnă să-i mulțumim, să ducem recunoștință, să-i mulțumim pentru bunătate și să fim și noi buni, să mulțumim pentru milostivire, să fim și noi milostivi. Tuturor vă dorim sănătate și bucurie, vindecare de boli, sufletești și suferi, sfințirea vieții și sfințirea caselor și a tuturor activităților dumneavoastră și a spațiului în care locuiți sau în care munciți de slavă, frații de lui și spre a noastră bucurie. Amin. Să trăiți cu frumusate. Și în biserică se primește în apă și fiecare primește și cu o iconiță. Iar la primirea apei a gherătului mari, aici, vă rugăm să veniți în liniște, în duc de rugăciune, ca apa sfințită să aducă rodire de fapte bune. Există suficientă apă aici, în 94 de vase care conține 12.000 de litri, de tone de apă. Am cam văzut eu, estimativ, ajunge pentru fiecare. Deci, în față, cu liniște și cu bucuria binecuvântării, să duceți această apă și să fiți în casă dumneavoastră și să oferiți celor care n-au putut veni, celor bolnavi, celor care nu se pot deplasa și celor care prin diferite vieții n-au putut fi. Să trăiți în frumosate. Mulți ani!